în cartierul în care am crescut eu, copiii, cum eram eu, închipuiți-vă, la 7 ani mi l-a pus mama în brațe pe frate. Eu l-am îngrijit, eu i-am dat să mănânce, eu l-am schimbat, eu suzetă, eu lapte, eu de toate, păi pentru că eu duceam, eu plecam din Ostroveni cu fratii meu să-i duc lui mama să sugă, pentru că ea era croitoreasă, lucra la Sârguința, și cobora în parc și dădea să sugă lui fratele meu după ce plecam înapoi acasă. Și da, n-aveai cu cine să lași copilul acasă, că așa se zicea copilul. Și la noi încă, până la o vârstă, frații ei mai mici ziceau nene lui mai mare. Așa era și tata, care tata este din 7 ani. Nu o să vă las.